Anchetă la Spitalul Județean din Botoșani. În presupuse cazuri de rele tratamente aplicate pacienților, personalul secției de psihiatrie este acuzat că ar fi agresat mai mulți pacienți. Informațiile apar într-un raport al Consiliului Europei. Comitetul pentru prevenirea torturii al Consiliului Europei a publicat un raport privind România în urma constatărilor făcute de o delegație a sa în timpul vizitei din septembrie 2022, când a examinat tratamentul pacienților internați în unități de psihiatrie și al persoanelor din centrele de îngrijire. Specialiștii CPT au efectuat în urmă cu un an o vizită la secția de psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Mavromati, iar în raport se vorbește despre mai multe nereguli la unitatea medicală din Botoșani. În special în secția de bărbați în cadrul clinicii de psihiatrie Botoșani, delegația a primit numeroase acuzații de rele tratamente aplicate pacienților, lovituri cu pumnii, palmele, împingeri și strigăte de către personalul auxiliar. Se precizează în raport. Îi se reproșează faptul că pacienții au primit rele tratamente din partea personalului auxiliar și, de asemenea, au fost probleme în ceea ce privește ce privesc condițiile de spitalizare. Astăzi am verificat situația exactă și pot să vă spun că în cadrul Spitalului Județean a fost o anchetă, înainte de a fi eu manager, anchetă desfășurată de către fosta conducere și colegii mei, în care și s-a dat un răspuns la acestui raport, pentru că raportul a fost dat publicității undeva prin mai 2023, un răspuns către Ministerul Sănătății și către Comisia Europeană. De asemenea, raportul vorbește despre condițiile din saloane și din toalete. În secția 1 a Clinicii de Psihiatrie Botoșani, starea generală de igienă ar trebui îmbunătățită, iar instalațiile sanitare modernizate. În mod cumulativ, tratamentul pacienților din salonul 1 al secției 1 ar putea fi considerat, în opinia CPT, drept inuman și degradant, scriu specialiștii CPT. Voi face o comisie internă în care se va urmări dacă cele relatate în acest raport sunt adevărate, iar persoanele care sunt, dacă se confirmă faptul că pacienții au primit rele tratamente în cadrul Spitalului Județean, persoanele respective vor răspunde conform legii. Pacientul primează, actul medical trebuie să fie de calitate și nu suntem de acord cu aceste practici. De asemenea, mai specifică managerul spitalului. În ceea ce privește infrastructura Spitalului de Psihiatrie, începând din martie 2023, pe secția 1 acuți, s-a făcut o reabilitare pe clădirea veche, însemnând aducerea de paturi, noptiere, ceea ce privește toaletele și încăperile. În momentul de față există un studiu de fezabilitate pentru o nouă clădire pentru psihiatrie și împreună cu Consiliul Județean căutăm soluții de finanțare pentru o nouă secție de psihiatrie. Actuala secție, actuala clădire și actualele clădiri din cadrul secției de psihiatrie sunt clădiri vechi, care orice reabilitare din punct de vedere al structurii ar duce la un alt dezastru. Motiv pentru care căutăm soluții pentru finanțare și pentru a obține această finanțare pentru o nouă clădire la psihiatrie. O altă problemă se referă la deficitul de personal medical, care la secția de psihiatrie ajunge până la 20%.